Caterina, stimate familii, distinși oaspeți, iubiți frați și sorori, la care doar de inima să binecuvânteze pe Domnul care ne-a creat aceste condiții, să fim în această zi aici, numele Lui să fie binecuvântat. Am răspuns invitației împreună cu soția mea, suntem aici la această căsătorie, biserica din Cuvin, pe care o păstoresc, are anul acesta 8 căsătorii. A fost o explozie de căsătorii și pentru o biserică mai mică de la țară, undeva la 100 de membri, este un lucru binecuvântat de Domnul și noi ne bucurăm pentru aceasta. Numele Lui să fie slăvit. Ați observat că este o atmosferă frumoasă, se cântă, se spun versuri. E o atmosferă cerească. Eu aș vrea să mergem mai departe, să privim cu responsabilitate ceea ce se întâmplă astăzi aici. Nu este ceva obișnuit. Căsătoria nu este așa cum ai rupt o floare, pui în piept, mergi o bucată de vreme și te prinde pe ea, o arunci și ea cu floare. E ceva mai complicat. Nu este greu de realizat, sigur. Pentru că spune Scriptura că funia trebuie împletită în trei ca să fie rezistentă. Cei doi împreună cu Domnul. Și Domnul să-i ajute la aceasta. Eu aș vrea să privesc familia ca un loc al întâlnirii, ca un cort al întâlnirii, așa mi-am gândit-o la predica mea în această zi. Cu toată responsabilitatea, mă adresez în primul rând celor doi, apoi altor familii care s-au format mai de mult. Poate sunt familii care trec prin faze de criză. De asemenea, vreau să mă adresez tinerilor care doresc să formeze o familie. Nu primiți gândul acesta că nu mai este la modă. Așa cum a răspuns o domnișoară profesoară în vârstă unei fetițe de-a mine la școală, că nu mai este la modă să se căsătorești. E greșit. E total greșit. Vreau să mă adresez, repet, tinerilor care se pregătesc să se căsătorească. Dumnezeu a creat această instituție. Vreau să-L priviți pe Dumnezeu ca și Creator al nostru, care dorește să fie prezent în casele noastre, să locuiască cu noi. Evanghelistul Ioan spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Aceasta vrea Dumnezeu. O părtășie, un loc al întâlnirii. Încă din cele mai vechi timpuri, vreau să vă spun, când Dumnezeu s-a apropiat să comunice cu oamenii, El a stabilit o legătură cu poporul Său, o legătură de tip familial. Veți vedea, voi da citate în această zi din Cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea care este dorința lui Dumnezeu de a sta cu omul, de a vorbi cu oamenii. Isaia 54, vreau să deschid. Vreau să vă fac să înțelegeți mesajul meu. Mai ales cei doi să înțeleagă ce plan are Dumnezeu cu ei. Domnul mi-a pus pe inimă pasajul acesta din Cartea Colosenilor. Este un pasaj plin de viață, cu sfaturi profunde, cu idei bine conturate. Domnul are un plan cu această familie și doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Dincolo de cântări, mă bucur de ele, de întâlnire. M-am întâlnit cu mulți prieteni, cu cunoștințe din copilărie, chiar împreună cu fratele Filip am copilărit. Deci m-am bucurat să fiu pentru prima dată în această biserică, dar dincolo de aceasta noi trebuie să ne uităm ce vrea Dumnezeu să ne spună. Isaia 54. O declarație a lui Dumnezeu despre poporul Său. Pentru că, repet, modelul este Domnul, Dumnezeu și poporul Său, Domnul Iisus și Biserica. Iată ce spune Isaia 54. Nu te teme, căci nu vei rămânea de rușine, căci făcătorul tău, versetul 5 din Isaia 54, este bărbatul tău. Domnul este numele Lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ.
Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereți. Ce sentimente înalte avea Dumnezeu față de poporul său. Ori de câte ori Israel mergea după alți Dumnezei, Dumnezeu se supăra și spunea, te-ai dus după alți iubiți, după alți iubovnici. Citesc mai departe. La versetul de aur vreau să ajung. Pot să se mute munții, versetul 10. Pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul. În alte sentimente. Mai mult decât atât, când se fac logodne, noi citim din Osea, tot o declarație a lui Dumnezeu, tot o declarație de dragoste, foarte frumoasă. Mi se pare mult mai bine conturată această legătură dintre Dumnezeu și poporul său. O logodnă permanentă. Cea mai frumoasă perioadă de viața unei familie, a unui cuplu, este logodna. Începi să te cunoști, să povestești, să faci planuri de viitor. Și Domnul vrea cu poporul său să fie într-o permanentă logodnă. Osea, capitolul 2, versetul 19 și versetul 20, se citesc mai des la logodne. Și spune Dumnezeu despre poporul său. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate. Te voi logodi cu mine prin îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie, adică loialitate. Rămân al tău pentru totdeauna. Rămâi a mea pentru totdeauna. Prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Aceasta vrea Dumnezeu ca să-L cunoaște. Haideți să citesc și un pasaj despre Domnul Iisus. Sigur, se face referire că relația dintre mire și mireasă, dintre soț și soție, este comparabilă și ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un model al relației dintre Domnul Iisus și biserică. El a plătit prețul nostru, a murit pe când noi eram păcătoși, a câștigat această biserică ca să fie al Lui și la sfârșit, spune Scriptura, va prezenta această biserică ca pe mireasă în fața Lui Dumnezeu. În fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Dar Apostolul Pavel ne atrage atenția ca să nu greșim în interpretare, ca să nu mergem mai departe în această interpretare, el spune, taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică. Deci depășește puterea noastră de concepție. Puterea noastră de percepție a acestei relații. Apocalipsa, capitolul 21. Vreau să vă citesc acest pasaj, să întăresc ceea ce vreau să vă spun în această dimineață, ca apoi să trecem la familiile noastre, un cort al întâlnirii, familiile noastre unde Domnul vine cu plăcere și nu mai pleacă dacă îi creăm condiții, rămâne cu noi. În unele familii El stă la ușă și bate, așa spune cartea Apocalipsei, iată stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul, pentru că El are un glas finuț, El are un glas sensibil, El vrea să faci liniște ca să-L poți auzi. Apocalipsa 21. Ceea ce noi așteptăm, ceea ce noi vedem este doar o copie a ceea ce va fi. Mireasa Mielului, biserica Lui, va fi prezentată înaintea Domnului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat spune aici cuvântul, cetatea Ierusalimului care se pogora din cer, având slava lui Dumnezeu ca o piatră scumpă. Unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potine pline cu cele din urmă șapte îngeri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului. Biblia a început și începe cu o căsătorie. În cartea Genesis s-a făcut deja referire la această primă căsătorie. Este os din oasele mele și carne din carnea mea. Cum Dumnezeu a creat pe Eva și a adus-o la om, s-a întemeiat prima familie, s-a început cu o nuntă
cerul a privit la ceea ce a făcut Dumnezeu și Dumnezeu a exclamat, totul este bun. Da, toate sunt bune, a spus Dumnezeu. Și a binecuvântat familia. Și a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, stăpâniți-l și așa mai departe. Și existența noastră, Biblia se încheie cu o nuntă. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace insubțire, strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Iată, stimați ascultători, e foarte important cum percepem noi viața de familie. Pentru că în această familie, în această casă, în casele noastre, este un loc unde Dumnezeu se prezintă. Este un loc unde Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi, dacă noi ne facem timp să stăm de vorbă cu El. Ca să mă înțelegeți, e o paralelă. M-am uitat cu atenție la pasajul care s-a citit, care l-am citit în această dimineață. Și am văzut că Apostolul Pavel prezintă această viață de familie după modelul din cortul întâlnirii. Ce este acest cort al întâlnirii? Dumnezeu a spus, vreau să vin la tine, în tabăra ta. Vreau să stau de vorbă cu tine, dar să pregătești un loc. Evrei, capitolul 9. E un rezumat, ca să nu pierdem mult timp, să citim din Exod, sau să citim din Nume, sau să citim din Deuteronom, a doua lege, în detaliu pe care a dat-o omul lui Dumnezeu Moise, vreau să citesc în rezumat din Evrei, capitolul 9. Veți înțelege ce vreau să vă spun, ca apoi să revenim la problemele noastre, să vedem semnificația celor lucruri care erau în cortul întâlnirii, și să venim la noi în casă să le căutăm dacă sunt și dacă nu sunt, să le aducem, să le avem în casa noastră. Legământul de întâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort în partea dinainte, numit locul sfânt, era sfeșnicul de aur, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Toate acestea le reprezintă pe Domnul Iisus, pâinea lumii, pâinea vieții, lumina lumii. Apoi, după perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferecat tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise, și tablele legământului, tablele legii. Revenim la pasajul din Cartea Coloseilor. Un pasaj plin de viață. Vorbește despre viața de familie. Pavel este realist. Subliniază și faptul că s-ar putea să fie și neînțelegeri. Ele apar, aceste neînțelegeri, dar trebuie gestionate corect. Și spune dacă unul are motiv să se plângă. Deci nu neagă aceste motive. Nu neagă că nu sunt aceste motive. Că nu pot să apare conflicte sau contradicții. Dacă totuși unul are pricină, are motiv să se plângă de celălalt, de altul, iertați-vă unul de altul. Așa cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Deci este un pasaj special pentru căsătorie. Apar aceste motive. Vreau să vă spun că anul acesta am venit 33 de ani de căsătorie și creștem împreună 12 copii. Pregătim cea de-a 5-a căsătorie anul acesta. Și doresc ca Dumnezeu să ne arate mai departe să îi vedem așezat la casele lor. Nu este simplu, nu este ușor să ai o viață de familie, dar este ceva dumnezeiesc, frumos. E un rezultat al dragostei lui Dumnezeu. Este un rezultat al intervenției lui Dumnezeu în diferite situații. Am fost cu copii în operație, am fost cu copii în spitale, am fost cu copii la premiere, la școală, am fost cu copii la graduare, timpul a trecut foarte repede, avem poze, mai multe sau mai puține. Viața de familie este o viață care pulsează. Lui Dumnezeu îi place să se implice în viața noastră de familie. Vrea să locuiască cu noi. Și acum haideți să ne uităm la chivotul legământului. De la nivelul capacului acestui chivot, acolo se auzea vocea lui Dumnezeu. Foarte interesant.
Era o ladă de salcâm. Salcâmul reprezintă cel mai bine omul. Dacă nu ești atent și te apropii de salcâm, te înțeapă. Are spine aceea. Este specific omului, să știți. Dar lada aceea de salcâm era poleită cu aur. Și o să vedem la sfârșit din Cartea Coloseilor, din pasajul care l-am citit, ce este aurul acesta în viața de familie. Dar haideți să intrăm în chivotul acesta, să deschidem, să ne imaginăm că deschidem capacul și ne uităm în acel chivot al legământului. Repet, la nivelul capacului se auzea vocea lui Dumnezeu. Și în interior, primul lucru care îl vedem, pentru că era ceva mare, erau două table ale legii. Cele 10 porunci. Cum spunea Costache Ioanid, poetul, poruncile cât de drepte, dar vai cât de grele. Cele 10 porunci. Pavel spune în familie trebuie să fie aceste table ale legii. Trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și spune versetul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Nu-l citim repede o dată pe săptămână. E foarte puțin. Nu punem o Biblie, cum mi-aduc aminte, după Revoluție, am dat unui coleg, au apărut, lucram la Direcția Agricolă și au apărut niște colegi pe care nu i-am cunoscut. Probabil mișcările sociale care au fost, au trebuit să-i miște puțin pe unii tovarăși. Și m-am trezit cu niște colegi pe care nu-i cunoșteam în sfârșit și i-am dat cadou uneia dintre ei, fostul director de la Imaia, Timișoara, unde probabil a fost și un pic de mișcare cu ocazia Revoluției, și am dat o Biblie și l-a spus, am să o pun în bibliotecă. Era atât de bucuros că lipsea din biblioteca lui și această carte. Adică el privea Biblia o carte printre alte cărți. Vreau să vă spun, stimați ascultători, că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu și conține neadevărul de atunci, slăvit să fie Domnul. De aceea Pavel spune, și recomand celor doi, sigur, în mod deosebit mă adresez lor, iau nevoie să citească acest Cuvânt al Dumnezeu. Noi nu putem să trecem de obstacole în viață. Sunt situații în care Dumnezeu ne trece prin încercări și atunci noi trebuie să apelăm la acest Cuvânt. Orice problemă care o avem noi, putem găsi pentru ea soluție în Cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva care căuta despre vindecare și a găsit o mulțime de vindecări în Biblie. A trebuit să pregătesc odată o temă despre judecata viitoare și m-am speriat, m-am uimit câte pasaje am găsit în Scriptură despre judecata viitoare. Biblia vorbește, de exemplu, și despre girant. Dacă să te pui sau nu girant. Da. Și Biblia spune, nu te pune. Dacă ai făcut cumva un legământ, dacă ți-ai dat cuvântul, întoarce-l, nu te pune chezaș, nu te pune girant pentru cineva. Așa spune Biblia. Ea are în ea reguli sociale, are în ea reguli de conviețuire, are reguli de moștenire. Cuvântul lui Hristos, tablele legii, să fie în chivot. Să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Domnul să-i ajute pe cei doi și Domnul să ajute toate familiile să se reîntoarcă la Biblie. Ștergeți-o de praf. Deschide-o. Hrănește-te, spunea Domnul unui tânăr, cu cuvântul lui Dumnezeu ca să poți hrăni și tu pe alții. Păstorii când vin la casa Domnului, când vin în fața poporului, ei vin după o întâlnire proaspătă cu cuvântul lui Dumnezeu. Ca o apă proaspătă. Este inepuizabil acest cuvânt al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la David, la psalmii lui. După mii de ani, acest psalm sună foarte frumos. Trăiri sufletești. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul din pricina numelui său. Voi locui toată viața în casa Domnului. Frumos psalm. Inspirat de Duhul Sfânt, a rămas mereu proaspăt. Mergem mai departe, stimați ascultători, dragi, mergem mai departe
să ne uităm în acest chivot al legământului, să ne uităm în casele noastre, ce ar mai trebui să fie? Cred că evreii vor avea probleme când ei vor să construiască chivotul. Știți că îi pregătesc materialele pentru cel de-al treilea templu. Se știu foarte multe lucruri. Ei vor avea probleme cu omerul acela de mană. Dacă tablele le vor face cumva, mai au date despre ceea ce scrie acele table și vor imita scrierea făcută de Dumnezeu cu degetul său, așa le spune Moise. Dacă vor reuși să pună un toiag asemănător cu toiagul lui Aron, vor avea probleme cu mana aceasta. Era ceva care o culegeau în fiecare dimineață. Semăna cu bobițele de coriandru, le spune Cornelescu, așa a adus. Ceva așa ușor transparent, dacă vreți, era măcinată mana aceasta. Și era o hrană, semăna la gust, mi s-a transmis din generație în generație, semăna la gust cu turta cu miere. Și a spus Domnul să pui un omer cu mană, o măsură, în acest chivot, să se vadă, să știe Israel că 40 de ani i-am hrănit, în fiecare dimineață îi culegeau această mană, cu excepția zilei de odihnă, dar culegeau cu o zi înainte două măsuri. Și nu se strica. În alte zile, dacă strângeau mai mult și o lăsau, se strica. Dar în ziua aceea, când trebuiau să strigă pentru a doua zi, care era ziua de odihnă, nu mai găseau mană pe câmp, în ziua a șaptea, când se odihneau. Aveau acea porție dublă care nu se strica. Era un fenomen ceresc. Citim acum ce spune Apostolul Pavel. Ce este această mană dulce, hrănitoare, plăcută, suficientă pentru viața de familie? Învățați-vă, sfătuiți-vă unii de alții cu cântări de laude, cu cântări duhovnicești, cântându-i Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți. Rugăciune, cântare, părtășie. Asta e mană. Ea trebuie să fie în casele noastre. Întreținem viața spirituală cu această mană. Vreau să vă spun, stimați ascultători, și în vezi dreptate, oamenii din lumea aceasta au probleme pentru că ei nu-și pot preda problemele lor Domnului. Ei nu se roagă. Dimineața pleacă încărcați la lucru și nu se roagă. Seara când se întorc, rup se oboseală cu problemele de peste zi, n-au la cine să îi repedea. Știți cum spune David în psalmul său? Eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, îmi dai liniște în locuința mea. Avem spitale de psihiatrie pline, avem sanatorii pline, pentru că oamenii rămân cu poverile lor. N-au cuie să-i predea aceste probleme. Copilul lui Dumnezeu, familia creștină, când se scoală dimineața, întâi spune Domnul, Doamne, am o zi grea astăzi. Mă cheamă șeful la raport. Trebuie să dau nu știu ce statistică. Sau fiecare cu activitatea lui. Am de făcut ceva, am de făcut cu tare. Pot avea probleme, Doamne, mă poate minți cineva, mă poate fura cineva. Poate mai prind și un radar. Nu-mi place acum să dau vreo 50, 60, 100 de lei amendă. O mulțime de probleme ne pândesc când începem ziua, dar credinciosul îi predă aceste probleme, Doamne. Doamne, te rog să fii Tu cu mine, ajută-mă, călăuzește-mă, ocrotește-mă, ferește-mă de oameni răi, ferește-mă de pagube, de nenorociri și așa mai departe. Și omul îi predă Domnului dimineața problemele care le-a pas. Se ridică ușurat și pleacă la servici, ca și ceilalți oameni la servici. Preaibiților lui ele de pâinea ca în somn și ei trebuie să lucreze. Dar îl vezi credinciosul, copilul lui Dumnezeu, fredonând o cântare, făcându-și datoria. Când se întoarce seara înapoi, dacă nu reușește în timpul zilei să se roage, așa cum ar fi ideal, așa cum făcea Daniel, om de stat, mai mare peste înțelepții Babilonului și nu era un imperiu foarte mic, Nebucadnețar a fost un împărat foarte pretențios, istoria ne-l prezintă, elimina tot ce îi stădea în cale,
Numai așa putea să controleze un imperiu atât de vast. Și Daniel era mai mare peste ținuturile Babilonului, peste înțelepții Babilonului. Ce credeți, el nu avea probleme? A luat 3 săptămâni concediu să stea în post și rugăciune. Citiți și vedeți în cartea lui Daniel. 3 săptămâni am fost în jale. El n-avea voie să fie trist înaintea împăratului. N-avea voie să fie în fața lui îmbrăcat necuvincior sau nebarbarist. Erau legi. Dar 3 săptămâni am fost în jale, spune el. Nu mi-am uns capul, n-am mâncat nimic, ales. A stat în post și rugăciune și a luat concediu. Foarte interesant. Dar el venea și, asta vreau să vă spun, venea și la amiază să se roage. Avea timpul său de rugăciune. Dimineața la amiază și seara Daniel deschidea fereastra spre Ierusalim, pentru că așa aveau ei prescripții. Dacă Solomon a spus în rugăciune, dacă se vor întoarce spre Ierusalim, să le asculți, Doamne. Dacă vor fi într-o țară străină, ca prizonier, să le asculți rugăciunea. Și Daniel făcea acest lucru pentru că era prizonier în ținutul Babilon. Seara, credinciosul vine acasă. Fie că vine la 5 după masă, fie că vine mai târziu seara, după schimbul 2, el vine acasă ca și ceilalți oameni, cu problemele de peste zi, cu stresul de peste zi, dar se pleacă pe genunchi și înainte de culcare în preda Domnului toate problemele lui, încheie ziua cu rugăciune, se liniștește înaintea Domnului, așa cum vă spuneam ca și David, doarme liniștit pentru că i-a predat aceste probleme Domnului. Domnul să ne ajute să punem rugăciunea la locul ei. În familiile noastre, în bisericile noastre, părtășia, cântarea de laudă. Eu vreau să vă spun, stimați ascultători, cea mai frumoasă perioadă în familia mea, cea mai perfectă părtășie, este când unul din copii se așează la pian și începe să cânte, el vine cu cântarea lui preferată, apoi vine altul și spune cântă și cântarea aceea. Ceilalți încep să lase treburile, să se adune în locul unde este pianul și începem să cântăm, nu totdeauna perfect, nu totdeauna foarte bună cântare pusă la punct din punct de vedere muzical, dar întotdeauna este această părtășie în jurul celui care începe să cânte. Și se termină apoi poate cu o rugăciune, o părtășie, ne întreabă ceva, răspunde ca părinți, punem noi întrebări, încercăm să corectăm ceea ce trebuie corectat. Aceasta înseamnă viața de familie. Domnul să îi ajute pe cei doi să așeze viața lor de familie omerul umană, harana spirituală, părtășia familiei. Mergem mai departe, iubiți și surori, stimați ascultători, în acel chivot era un toiag. Ce vrea să spună toiagul acesta? Ce s-a întâmplat? Nu știau care din cele două seminții are autoritate. Cine e șef? Cine conduce, nu? Și Dumnezeu a spus, eu vreau, am ales seminția lui Aaron. Din ea vor fi preoții, ei fac slujbele, ei sunt în fruntea poporului, ei sunt intermediari între Dumnezeu și popor. Și unii au comentat, de ce nu mai seminția lui Aaron? Doar toți suntem sfinți, toți suntem poporul lui Dumnezeu. E egalitate, că așa spunem noi, în familie, este egalitate și se promovează foarte mult și se spune egalitatea dintre bărbați și femei. Și batem cu pumnul în masă și spunem, trebuie să fie angajate și femei în funcție de conducere. Așa este. E bine și așa. Dar vrem să vedem ce spune Scriptura. Ce a spus Dumnezeu despre toiagul acela. Cum a făcut Dumnezeu ordine, disciplină și cum și-a arătat Dumnezeu voia Lui vis-a-vis de cine conduce poporul lui Israel. Și a spus Dumnezeu, luați câte un toiag pentru fiecare trib, 12 triburi, 12 seminții, fiecare toiag reprezentativ, șeful tribului să îl însemne, să îl facă în mod deosebit acel toiag, fiecare toiag arăta diferit de ceilalți. Nu erau asemenea, le deosebea, este al lui Aaron, este al lui Isahar, Zabulon și așa mai departe. Fiecare seminție avea un toiag. Și Domnul a spus așa, puneți aceste toiege, toate 12, într-un loc și mâine dimineață, a spus Domnul, când vă veți trezi, toiagul care va avea frunze pe el, dar asta mai era un băț curățat. Toiagul care va avea frunze, acela este
Το Ιάγιος αυτό είναι η σεμινσία που εγώ αμαλέσω σε κοντούν. Στην δημινιάτσα που έχω βγει πολύ κουριός, που δάσκα μου έχω πούς 12 πέτσε, 12 τοέτε, φορά βιάτσα λίγο. Erau purtate multă vreme aceste plăci. Când s-au trezit dimineață, Dumnezeu, ca să-și arate puterea sa și ca să-și contureze ideea, nu numai frunze avea toiagului Aron, avea și flori, avea și migdale coapte, că erau din migdale. Și Moise a ridicat toiagul și a spus, acesta este toiagul Aron, Dumnezeu a ales semințele lui Aron, aceasta e autoritatea lui Dumnezeu, aceasta e ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, pune toiagul acesta înfrunzit în chibot. Să-l vadă toate generațiile că eu, Dumnezeu, am o autoritate, am lăsat o ordine și spune cartea Corintenilor că și familie este ordine și cartea Colosenilor, Pavel, și aici, și apoi citim și cartea Corintenilor, și aici Pavel spune, neveselor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine Domnului, ca Domnul, în Domnul. 1 Corinteni 11. Autoritatea lui Dumnezeu, toiagul înfrunzit din chibot, prezent în casele noastre. Așa vrea Dumnezeu. El are o ordine și trebuie respectat. Nu? Ne ducem la o instituție și când punem o cerere, ne adresăm domnule director, deși nu toate problemele le rezolvă directorul. Directorul le triază și primite la financiar sau la administrativ sau unde este problema care trebuie rezolvată. Cine o poate rezolva? Totuși, toate cererile le adresăm domnule director. Iată ce spune Pavel. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Versetul 3. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Ce ordine perfectă, ce disciplină a trasat Dumnezeu în viața de familie. Doresc, stimați ascultători, să înțelegem mesajul în această zi, să ne reîntoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în casele noastre sunt anumite probleme, dacă în casele noastre au început să scârție anumite lucruri și nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să le așezăm după acest cuvânt al lui Dumnezeu, cu toată responsabilitatea, cu toată tăria, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu și El vrea, repet, să locuiască în casele noastre. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, Domnul mi-a pus pe ei în această dimineață și un motto pentru cei doi. Mi se întâmplă uneori să primesc un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Sunt convins că Domnul are un plan cu această familie, un plan de activitate în poporul lui Dumnezeu. Li se cere mai multă viață să pună suflet în ceea ce fac, în ceea ce vor face. Pentru că am întâlnit oameni care sunt așa mai apatici, cântă ei, dar mai încet. Citesc ei cuvântul, dar nu chiar așa de toată inima. Mai fac ei câte o acțiune în casa lui Dumnezeu, dar dacă se poate, uite, la a doua, a întâia. Vreau să vă spun cuvântul care l-am citit în această dimineață și gândul meu în final, mă apropie de încheiere, este pentru cei doi să pună suflet în ceea ce vor face. Să citească acest pasaj care, repet, este plin de acțiune, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din pacea lui Hristos, la care a fost urmat, s-a alcătuit un singur trup, să stăpânească inimile voastre. Adică să fie deplină. Domnul mi-a pus pe inimă din Colosei, capitolul 3, versetul 23 și 24. Acesta este motorul pentru familia care se formează astăzi, familia Petrean, Beniamin și Edelina. Domnul se binecuvinteze. Colosei, capitolul 3, versetul 23 și 24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Slăviți să fie Domnul. A fost un pasaj pe care l-am primit special pentru cei doi. Au mai multe lucruri. Domnul are un plan cu ei și Domnul le cere să pună suflet în ceea
ce vor face. De asemenea, sigur, vă spuneam, adresez și celor din Casa de Rugăciune și celorlalte familii, haideți să punem suflet în ceea ce facem. Vreau să vă spun că la sfârșit va fi acea nuntă a mielului, dar va fi și un moment de răsplătire. Copiii lui Dumnezeu vor fi răsplătiți, vor primi o răsplată, așa cum spune Scriptura, vom primi din partea lui Dumnezeu răsplată pentru ceea ce am făcut. Și chiar stelele se vor deosebi în strălucirea lor o stea de altă stea. Așa spune cartea lui Daniel și haideți să închei cu acel frumos cuvânt din cartea lui Daniel ca să motivez pe toți cei care sunt prezenți aici să pună suflet în ceea ce fac în lucrarea Domnului. Domnul îi spune lui Daniel, era la capătul vieții, se apropia de sfârșitul vieții și ultimul capitol din cartea lui Daniel, capitolul 12, ne spune în felul următor. Vreau să vă îndrept privirea spre această răsplătire, spre ceea ce Dumnezeu ne va da într-o zi. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, spune Daniel. Versetul 2. Unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Dar tu, Daniel, spune, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Tu, du-te și te odihnești, i-a spus Domnul Daniel, până va veni sfârșitul. Te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Domnul să ne ajute să intrăm și noi în partea noastră de moștenire, să primim într-o zi răsplată pentru ceea ce am făcut. Dar să facem totul din toată inima și Domnul să ne ajute. Amin.